Banca aceasta din față este banca pe care vin părinții când își aduc copiii la binecuvântare și cei mai mulți dintre noi am fost cândva aici. Când stai pe banca aceasta, încerci un sentiment de bucurie, de satisfacție, dar și unul de responsabilitate. Adevărul este că creșterea și educația unui copil pot fi grele sau ușoare în funcție de unde te uiți la ele. Dacă te uiți din postura de părinte sau dacă te uiți din postura de persoană care privești. Aș vrea, înainte să invităm corul să cânte, să spun două, trei cuvinte. De fapt, două idei. Prima dintre ele este, dragă Denis Oranca, atunci când te concentrezi la creșterea și mai ales la educația unui copil, poți face lucrul acesta din două perspective. Te poți concentra pe corectarea defectelor sau pe validarea talentelor. Orice copil, ca orice adult, are calități și defecte. Cele mai multe dintre ele sunt înnăscute, dar unele sunt dobândite. O parte dintre defectele și calitățile noastre sunt genetice și ne naștem cu ele și avem predispoziție să le practicăm. Altele, de pildă a minți, nu te naști mincinos, sau a fura, sau a fi nerespectos. Am venit într-o zi la biserică și pe lângă mine au trecut doi copii. Unul era mai mare și unul mai mic. I-am salutat și nu mi-au răspuns. Și atunci am mai salutat odată cu voce foarte tare și nu mi-au răspuns. Nu știu de ce. În sfârșit, mă gândeam ce se va întâmpla cu copiii ăștia când vor deveni adulți. Cine i-a crescut pe copiii ăștia? Ce anume i-a învățat? Atunci când voi o să vă concentrați pe educația copilului, gândiți-vă, o să le restricționați defectele sau o să le validați talentele? Sunt părinți care se orientează pe primul aspect. Sunt cu gura pe ei să nu. Îi ceartă pentru defectele lor și încearcă să îi corecteze eliminând, ajutându-i să elimine defectele acestea. Dar sunt și alți părinți care nu fac lucrul ăsta, însă ei le validează calitățile și îi încurajează. Îi încurajează ca și cum n-ar avea defecte. Le vorbește numai despre ce știu ei să fac bine și îi încurajează să continue și să facă tot mai bine. Adevărul este că fiecare dintre cele două idei, dintre cele două perspective, au calitățile și slăbiciunile lor. Ideal este să le faci pe amândouă în egală măsură. Să te ocupi și de înclinațiile pe care le are spre rău, dar să te ocupi și de înclinațiile care le are spre bine. Răul trebuie micșorat, dacă nu se poate eliminat, iar talentele pe care le are trebuie cultivate. Pentru că atunci când va deveni adult, își va câștiga pâinea, probabil, de undeva din zona acestor înclinații, din zona acestor talente. Echilibrul între cele două preocupări este ideal. De aceea vă încurajăm, deși voi aveți experiență în creșterea copiilor, dar oricât de multă experiență ai avea, niciodată nu le știi pe toate. A doua idee pe care vreau să o prezint este faptul că copiii au foarte multe nevoi. De fapt, dacă copiii au ceva, au nevoi. Și dacă părinții au ceva, au oferte. Copiii cer și părinții le oferă. Aș vrea să vorbesc de cel puțin trei nevoi. Prima dintre ele, să vorbesc de nevoia siguranței. Nu vreau să vorbesc de nevoia de mâncare, nevoia de adăpost, nevoia de a le cumpăra strictul necesar, nici nevoia de a-i răsfăța, nu cred că este nevoie să-i răsfățăm, decât numai dacă nu ne dăm seama că lucrul ăsta este rău. Dar aș vrea să vorbesc despre trei nevoi care, în mod normal, ele nu sunt vizibile. Dar atunci când îmbătrânim, pentru noi devin vizibile. Și prima dintre ele e nevoia de siguranță. Noi nu știm că un copil trăiește cu foarte multă frică. De ce? E mic. El e mic tot timpul. Când nu mai e mic, nu mai îl numim copil. Dar în toată copilăria, el este mic și vede lucrurile foarte mari. Ori de câte ori mă duc în România, mi se par lucrurile foarte mici.
mă și mir cum am încăput odată în cutare sau în cutare loc, deși nu sunt eu așa mare. Dar întotdeauna când creștem mari, lucrurile ni se par mici. În copilărie erau așa de mari pentru că noi eram mici. Acum ne-am făcut mari. Copiii au nevoie de siguranță. De aceea, părinții ar fi bine să știe lucrul acesta și să înțeleagă următorul lucru. Orice copil are nevoie să fie sigur că se poate baza pe tine. Că ești disponibil pentru el, că atunci când îi este frică, că îți spune sau că tu îți imaginezi, trebuie să se poată baza pe tine. Dacă nu se poate baza pe tine, el rămâne cu frica aceea și frica aceea nu mai pleacă niciodată de la el. Să știți că în felul ăsta, adulții care au frică de întuneric, am văzut bărbați care fug de un cocoș, o femeie care fuge de o gâscă, să nu mai zic de șoare și de goange, de te buvnește râsul, cum un adult poate să fugă de o goangă, dar când e mic, da, când se face mare, îmi cer scuze că spun ce... Copiii au nevoie de siguranță și dacă noi îi ajutăm să fie siguri că pot conta pe noi și că se pot baza pe noi, nu vor avea prea multe adicții care au legătură cu frica, cu îngrijorarea, cu timiditatea, cu lipsa curajului. Imaginați-vă un băiat care este hipertimid, ca o fată. Aia nu e o calitate, nu trebuie să te bucuri de el că e cu minte. Trebuie să vezi că el e prea cu minte, este nesănătos de cu minte. Un copil are nevoie de siguranță și noi care am trecut prin viață ar trebui să ne uităm la el și să-i dăm echilibru. Unde e nevoie de luat, imaginați-vă o balanță. Dacă se înclină, ia de aici ca să fie, să revină la echilibru. Dacă în partea asta coboară sau pune aici ca să... Înțelegeți ideea. Apoi, o altă nevoie este nevoia de atenție. Copiii au nevoie de atenție. De ce? Pentru că ei nu sunt întregi, ei nu sunt terminați. Copilul și după ce se naște mai crește. Nu crește doar în pântecele la mama lui. Crește și în afara locului aceluia. Și el continuă să crească. El nu crește numai în înălțime și în greutate. El crește în interior. Îi se dezvoltă creierul, îi se dezvoltă sufletul, îi se dezvoltă absolut tot sistemul lui uman. De aceea el are nevoie de atenție. Atenția îl încurajează. Atenția îi dă permanent culoarea verde. De pildă, atunci când vrem să-i dăm atenție copilului, trebuie să validăm ceea ce el face bine. Spre exemplu, dacă îl găsim odată citind Biblia, ar trebui să facem un mare caz de treaba asta. Un mare caz. Pentru ca să îi demonstrăm că pentru noi este o mare bucurie că el a citit Biblia. Dacă vreodată îl găsim făcându-și temele, trebuie neapărat să-i spunem, la tot felul de părinți că copiilor nu vor să învețe. Sunt așa de impresionat de tine că tu singur ai venit să-ți deschizi cartea și să înveți. Sunt foarte impresionat, ești un copil așa de bun, mi-aduce așa de multă liniște. Sunt așa de mândru de tine sau mândră de tine. Cuvintele astea pentru noi sunt aproape egale cu zero, pentru că noi suntem pe picioarele noastre, suntem ființe stabile, suntem adulți, dar ei sunt niște pitici, sunt niște pui de oameni și ei au nevoie, ei se hrănesc cu atenția noastră, ei se hrănesc cu încurajarea, cu validarea noastră. De aceea tot timpul trebuie să le vorbim pozitiv. Asta nu înseamnă că nu-i certăm, nu înseamnă că nu-i mustrăm, dar una este să-i mustri cu un motiv bine determinat și alta este la modul general să fii negativist cu copilul. Când ești negativist cu copilul, nu-ți dai seama că negativismul acesta va deveni stilul lui de viață. Negativismul acesta îl limitează. Negativismul acesta îl face speriat, fricos. Îi transmiți ideea că nu-i bun de nimic și chiar așa ești, un adevărat profet, nu va fi bun de nimic. Trebuie neapărat să-i dăm aripi copilul, nu să-i le tăiem. Trebuie neapărat să-i spunem că e deștept, nu prost. Trebuie neapărat să-i spun că e bun, nu rău. Uitați-vă în Scriptură cum vorbește Dumnezeu despre noi. Deși noi suntem așa cum suntem. Dar Dumnezeu vorbește prin Hristos, sunteți sfinți, prea aleși, prea iubiți, veți moșteni împărăția, se va întoarce Domnul după voi. Și când citim ne îmbărbătăm, credeți că ăștia mici n-au nevoie să se îmbărbăteze? Oameni dragi,
Împliniți nevoia de atenție a copilului și împliniți nevoia de siguranță. În momentul în care ne propunem să împlinim nevoia de siguranță, trebuie neapărat să îi spunem copilului că se poate baza pe noi, dar atunci când îi împlinim nevoia de atenție, trebuie neapărat să-l încurajăm. Trebuie neapărat încurajat copilul ca să nu aibă frici, să nu fie timid. Trebuie să cultivăm curajul. Pur și simplu trebuie să cultivăm curajul în el, mai ales dacă e băiat. Ăsta trebuie să fie un viteaz. Ăsta trebuie să fie un bărbat. Nu trebuie să fie fricos, nu trebuie să fie timid. Timiditatea care vine din aspectul genetic este una. La aia nu putem umbla, pentru că e așa. Dacă e blond, e blond. Nu l-am colorat noi acum, îl colorăm cu vopsea. Dar rădăcina tot blondă este. Dar când vorbim despre influența pe care noi o putem cultiva, trebuie neapărat să încurajăm pe copii. Noi românii avem tendința să fim negativiști, avem tendința să ne ocupăm doar de defectele copiilor și să nu ne uităm așa de mult și în partea cealaltă unde sunt calitățile lor. E adevărat că și americanii se uită numai la calitățile lor și la defecte nu se mai uită. Eu zic să fim cu un picior aici și cu un picior dincolo, dacă se va putea, pentru că mă gândesc că așa este cel mai bine. E bine să fim pozitivi cu copiii, cu excepția momentelor în care trebuie puțin resetați, tot timpul trebuie să fim pozitivi. Trebuie să-i dăm copilului o perspectivă frumoasă în viață, să nu se sperie de viitor. Eu voi fi cu tine în viitorul tău. Dumnezeu va fi cu tine în viitorul tău. Nu ai de ce să te temi. Noi vom călători împreună și când te vei face mare, tati, mami, va fi alături de tine. Trebuie tot timpul să îi întărim siguranța și să-i cultivăm atenția, pentru că lucrul acesta este important. Și apoi au nevoie de afecțiune. Nu trebuie să fie fată să aibă nevoie de acțiune, de afecțiune. Se crede în mod fals că numai fetele au nevoie de afecțiune. Da, de unde? Nu, oamenii au nevoie de afecțiune. Fetele au nevoie de afecțiune specifică, dar și bărbații au nevoie de afecțiune specifică. De aceea, indiferent dacă e băiat sau fată, trebuie să-i oferim afecțiune. Asta înseamnă prin cuvinte, prin gesturi, prin mângâieri, prin faptul că petrecem timp împreună, prin faptul că îl punem aici pe umeri, că îl ținem în brațe, că îl pupăm, că ne jucăm cu el, chiar dacă se face măricel. Indiferent cât de mare se face copilul, ăla are un tată, iar eu ca tată sau bunic am un copil sau un nepot. Afecțiunea trebuie manifestată. Degeaba îl iubim în inima noastră pe copil. Ne-ar place ca Dumnezeu să ne iubească în inima lui și manifestare să fie zero? Ne-ar place? Nu ne-ar place. Cu ce ne ajută că ne iubește în inima lui? Ne ajută dacă ne iubește trecând dincolo de inima lui și prin acțiuni iubitoare ne iubește, ne binecuvintează, ne ajută, ne ridică, ne iartă, ne mângâie. La fel și copiii noștri. Suntem cu ochii pe bani prea tare, prea mult. Avem nevoie de bani, pentru că cheltuim mult, trăim într-o țară unde se trăiește bine. Dar totuși, copiii noștri nu vor fi mereu copii. Ei sunt câțiva anișori și după aceea o să spună, tati, mă plictisești. Când a spus așa, să știți că educația s-a încheiat. Când spune știu, să știi că educația s-a încheiat. Profită de ani în care nu știe și te întreabă ce înseamnă moarte, ce înseamnă iad. Profită de timpul ăla, ia-ți liber de la lucru și spune-i ce înseamnă asta, că altă dată când vei încerca să-i spui, crezând că știe, nu te mai ascultă și s-ar putea să nu știe. Au un timp în care pun întrebări, ăla e timpul pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața copilului ca să fie educat. E, în timpul acela trebuie să îi întărim siguranța, să-i oferim siguranță. În timpul acela trebuie să-i oferim atenție și trebuie să-i oferim afecțiune, gesturi, complimente, mângâieri, încurajări. Aceasta este zestrea pe care noi o oferim. Poate atunci când se va căsători, nu vom avea bani să-i cumpărăm mașină, poate să-i oferim o casă, n-ar fi rău să facem asta. Dar cei mai mulți părinți nu reușesc să facă lucrul acesta. Însă, dacă nu am avea nimic, absolut nimic să-i dăm, dar i-am dezvoltat caracterul, l-am învățat să fie om, l-am învățat să salute, l-am învățat să spună te rog frumos, l-am învățat să-l privească pe om în ochi când vorbește cu el, nu, bună seara. Noi suntem oameni, suntem cea mai înaltă ființă creată de Dumnezeu, nu ne comparăm cu celelalte dihănii pe care le-a făcut Dumnezeu, noi suntem oameni, nu numai noi semănăm cu Dumnezeu. De aceea trebuie neapărat să folosim timpul în care copiilor noștri le e frică de alți oameni și numai cu noi vor să stea, ne sufocă. E, ăla este timpul în care trebuie să punem în ei siguranță, valoare, atenție, afecțiune, pentru că în felul acesta noi construim. A crește un copil este egal cu a construi o casă.
A construi o casă o poți construi multe feluri. Eu sunt cel mai neavizat să vorbesc la construcții de case, că ei sunt numai constructori, iar eu nu sunt. Dar zic și eu ca omul care trece pe stradă, poți construi o casă bine sau rău, cu materiale slabe sau cu materiale bune. Știu că nu v-am spus nimic nou. Am vrut numai să vă încurajez. Oferiți copiilor voștri atenție. Lumea online, prietenii, nu le oferă atenție. Aceștia vor să ia ceva de la ei. Voi oferiți-le atenție, oferiți-le afecțiune și oferiți-le siguranță. În felul acesta vor fi stabili. La 7-8-10 anișori pot merge undeva să facă o comandă de ceva, pot să-și cumpere singur mâncare, pot să rămâi în mașină și să-l lași să se ducă singur să facă asta. Intenționat trebuie să faceți, pentru că în felul acesta, sau dacă e drive-thru, lăsați-l pe el să comande, cât de mic. Chiar dacă se plictisește domnișoara de dincolo de perete, nu e nicio problemă, de-aia e plătită, să se plictisească. Dar în felul acesta îl învățați pe copil să primească siguranță în el, să vadă că știe, că poate. Prea mulți oameni plini de frică, de depresie și de anxietate, prea mulți oameni care când se căsătoresc pur și simplu devin ironizați de tovarășul de viață pentru că nu sunt în stare aproape de nimic. Dar când nu sunt în stare aproape de nimic, ei au stat aproape 20 de ani într-o familie care pur și simplu a crezut că dacă le oferă e suficient. Nu, nu-i suficient. Trebuie neapărat să-i punem să facă, pentru că în felul acesta se vor forma și vor fi în stare să fie oameni. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi și pe ei. Amin.